Arhiepiscopia Tomisului desfășoară în această perioadă două proiecte sociale, Caravana de Crăciun, Fi Bun, și programul filantropic Dăruim Bucurie. În cadrul caravanei umanitare, astăzi au fost oferite peste 450 de daruri copiilor din familii defavorizate. Darurile au fost oferite astăzi copiilor din patru localități constanțene. Din partea centrului eparhial a fost prezent părintele consilier Jean Ion. Suntem în al treilea an consecutiv când Arhiepiscopia Tomisului, prin Departamentul Social Misionar, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Teodosie, desfășoară activități social-filantropice menite să vină în ajutorarea copiilor, a oamenilor defavorizați, cu precădere din mediul rural. Astăzi suntem în a doua zi de desfășurare a campaniei de Crăciun Fi Bun, ajunsă la a treia ediție, în care, după ce oamenii de la oraș, prin preoții lor, au colectat toate aceste daruri, săptămâna aceasta am început distribuirea lor. Ieri, parohiile din orașul Megidia, coordonați de părintele protoiereu Petrică Ciobanu, au distribuit ajutoare, alimente neperisabile, dulciuri, jucării și produse de igienă în patru parohii din protoieria Megidia. Astăzi a venit rândul orașului Năvodari să se unească, să adune daruri, peste 450 de daruri, ce au fost distribuite în localitățile Vadu, Săcele, Istria și Sibioara. Cel de-al doilea proiect social al Arhiepiscopiei Tomisului, intitulat Dăruim Bucurie, este organizat de Asociația Samarinanul Milostiv, în parteneriat cu Parohia Würzburg din Germania, Asociația Sfânta Maria, ASCOR Filiala Constanța și Seminarul Teologic Ortodox Dionisie Exiguul. Proiectul este sprijinit de părintele Gelasie Păcurar din Germania și, de asemenea, proiectul este realizat cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului nostru, părinte Teodosie. Zilele următoare vom împărți cadouri pentru copii, dar și pachete cu alimente persoanelor defavorizate. Valoarea proiectului Dăruim Bucurie este de peste 20.000 de euro. Cele două programe sociale desfășurate de Arhiepiscopia Tomisului vor continua până la praznicul nașterii Domnului.